Maccabi. CFR joacă acum cu Paphos din Cipru. E bine, presa din Paphos, presa locală, este în delir după calificarea de aseară. Echipa cu 7 vieți este titlul după victorie eroică. Într-un meci plin de nervi și interzis cardiacilor, Paphos s-a calificat în play-off cu un gol în ultimul minut. Echipa noastră a dus meciul în prelungiri unde nu a mai avut practic adversar, scriu cei din Paphos. Ciprioții au profitat, e adevărat, și de eliminarea lui Furtado după un foul dur asupra lui Vlad Dragomir. Mijlocașul român a jucat toate cele 120 de minute. Golul care a trimis meciul în prelungiri a fost reușit de Lucasen, fratele lui Kevin, pe care îl știm din campionatul nostru. În minutul 96, când totul părea pierdut, a marcat Lucasen. La meciul lui Paphos în tribune s-a aflat și președintele Ciprului. E vorba de Nikos Christodoulidis. S-a aflat împreună cu familia pe stadionul Alfa Mega. Presa centrală din Cipru a scris și elogios despre calificarea lui Paphos. Zaza și Anderson au lovit în prelungiri și califică pentru prima dată în istorie în play-off această echipă Paphos. Câteva cuvinte despre adversarea CFR-ului telegrafic. S-a înființat să le fie frică celor la CFR de Paphos? Niciodată. Bine, da, Dan Petrescu o să spună că Nu te-a întrebat pe tine, nu pe Dan Petrescu. Nu, niciun fel de emoție nu pot avea, cum n-au avut nici cu Maccabi Petactiva. Paphos e undeva de nivelul lui Maccabi Petactiva. E un club mai mult decât, o echipă mai mult decât modestă, din ce mi-am dat seama. Spuneam că este înființat în urmă cu 10 ani, debutant în Europa. S-a calificat pentru că a câștigat cupa cu Omonia 3-0. Vlad Dragomir a marcat unul din cele trei goluri, cred că ultimul. Pe emblema au chipul unui revoluționar cipriot, are 25 de străini în lot. Vlad Dragomir a rămas singurul acum în echipă. A fost eliminată din Europa League de Elfsborg 8-2 la general. A eliminat surprinzător pe Žalgiris, tot cu 3 goluri în prelungiri și acum pe CSKA tot 3 goluri în prelungiri. Primul meci va fi joia viitoare la Cluj-Napoca. Definitiv. Deci, bate CFR Cluj pe Tactiva, trece 1-0, vine Paphos. L-am auzit pe Dan Petrescu aseară. Dane, știu ce e Paphos, am văzut ce brazilieni au, am văzut ce ne așteaptă. Zici, pe cuvântul meu, zici că, nu știu, au trimis Sao Paulo echipa să joace. Ia, ți-am spus, ăsta e meritul lui Dan Petrescu, că în play-off de conference, oricine ar juca, îi face pe aia Dumnezeu, zice, mamă, cu cine jucăm, brazilieni, suedezi, englezi. A tot timpul. Da. El mereu asta a făcut. Da, uite că îl ajută. Într-adevăr, Paphos a investit foarte mulți bani în ultimii ani în care să încearcă să câștige campionatul. Anul ăsta chiar încearcă și să câștige campionatul. Și au salarii, sunt jucători, că 30-40 de mii de euro pe lună. Serios? Da, la Paphos. Păi înseamnă că sunt la salarii, bat pe aia la CFR Cluj. Aia nu salariile. Acum și foarte bine. Nu salariile. Avem și un român acolo. E Vlad Dragomir. Dacă ți-amintești. A jucat pe la Arsenal și a fost în Național Under 21, care a făcut semifinală în Italia, în 2019. Da. Dragomir. O echipă bună. CFR. Eu am încredere în Dan Petrescu, nu-i problemă. Eu, și nu în el. Eu am încredere în echipele românești, fiindcă spun și repet, avem nevoie de puncte. Și cu cât ajung echipele mai departe, cu atât pentru fotbalul românesc e mai bine. Vom avea două echipe în grupe? Poftim? Vom avea două echipe în grupe? Una avem. Una avem. Pe CSB-ul va fi oricum, dacă nu trece de la Slinț, va fi în grupă de conferință, dar întrebarea este, va fi și CFR Cluj? Da, eu nu cred că va avea probleme. Toate că poate acolo să fac investiții, poate, nu știu. Eu am încredere în Dan. Că vor reuși să treacă. Dar în anumite meciuri de așa decisive e foarte bun. Da. Și pregătește foarte bine meciul și sunt sigur că CFR va avea prima șansă să meargă mai departe. Da? Pentru fotbalul cum crezi că și Steaua să vă califica? FCSB-ul. FCSB-ul. Steaua deja a primit ok-ul federației să se numească Steaua în Liga a doua. Am văzut decizie de comitet executiv. V-ați fi așteptat să fie Paphos, adversarul din play-off-ul de Conference League? Din m-am așteptat să fie Paphos, mi-aș fi dorit să fie CSKA. A fost aproape. La ultimele secunde de prelungiri s-a intrat în prelungiri. Da, în general se califică echipa mai bună, de obicei.
Da, per total așa pare. Am văzut și eu niște secvențe și un rezumat. Pafos s-a arătat în dublă că e peste ÇSKA 1940 exact. Sofia. Exact. Primul meci la Cluj săptămâna viitoare, apoi returul joi, apoi returul 29 în returul la Pafos. Da. Ce știți e în umiditate. Momentul acesta de e umiditate? E umiditatea era foarte ridicată în Cipru. Și au și mulți brazilieni, cum spune Dan Petrescu. Ce știți despre momentul acesta? Nu am foarte multe amănunte. Știu că este un club care are jucători de calitate, au făcut investiții majore, dar eu nu pot, mie nu rămâne decât să am încredere în jucătorii mei. Întâmplător au fost aleși pentru a face parte din clubul nostru, tocmai pentru că avem încredere în ei. În ei. Cum ți s-a părut dacă ai apucat să vorbești cu patronul, cu Nenuțu Varga, după calificarea de aseară? S-a mai liniștit și el? E mulțumit? E fericit? Nu am vorbit. Eu am stat în zona de la tribuna 2, în partea cu tribunele oficiale, cu zona oficialilor, și n-am discutat după meci. E și o practică la noi, nu vorbim la cald. Apar și nemulțumiri atunci când nu sunt rezultatele pozitive și atunci evită. Știu, dar mă gândesc că aseară la cald era fericire la Cluj. 100% era fericit pentru calificare. Repet, am evoluat atât cât să ne calificăm.